caractere electorală, patru partide au cerut și au primit timp de antenă în emisiunea din seara aceasta. Două au trimis și reprezentanți, un al treilea va sosi în partea a doua emisiunii mele zilei. Începem cu cei doi care sunt alături de mine. Îi salut pe domnul Victor Banța, reprezentant Partidului Național Liberal. Bună seara, domnule Banță. Bună seara tuturor. Mulțumesc că ați ajuns la emisiune. De asemenea, un reprezentant al Partidului Socialist Român, domnul Bogdan Constantin. Bună seara, domnule Bună seara, bine v-am Bogdan. întâlnit și reîntâlnit. Au primit în timp de antenă, cum spuneau, reprezentanții ALDE și cei ai ProDemo. ProDemo nu a anunțat nimic deocamdată. Cei de la ALDE au spus că vor trimite în partea a doua un reprezentant care va rămâne probabil și pentru partea a treia. Și iată că începem emisiunea din seara aceasta. Mai vin invitați, cum vă spuneam. Discutăm și despre educație în această seară. Vorbim și despre de ce Gorjul a rămas cumva în urma celorlalte județe din această țară. Vorbim și despre calitatea politicienilor din Gorj și din România, totul din perspectiva legilor europarlamentare. Aproape ajungem la jumătatea campaniei electorale, domnule Victor Banța. Din punctul dumneavoastră de vedere, populația e conștientă de ceea ce se va întâmpla pe 26 mai? E interesată? Va fi capacitatea să meargă la vot? Cum credeți că va Cei fi? care sunt interesați și care sunt conștienți, Cum normal credeți că că se va desfășura campania în continuare? sigur, ei vor veni la vot. Cei care nu este datoria noastră a partidelor politice, a militanților, a candidaților acestor partide, să informeze pe orice cale se convingă despre utilitatea alegerilor pentru Parlamentul Europei, despre ceea ce ar putea să facă pentru români în Parlamentul Europei, candidații noștri și partidele prin programele pe care le-au. Campania noastră se desfășoară, am trecut de faza de organizare, iar din 27 aprilie până pe 25 sau 24, ora 24, dacă nu mă înșel, se desfășoară door-to-door, discuții cu oamenii, cu cetățenii, cu împrăștirea de material electoral, fascicole, flyere, afișaj și discuții în mod direct, față în față, despre candidați. Să știți că am avut foarte multe întrebări despre candidații noștri. Candidații noștri au fost și sunt apreciați. Partidul Național Liberal are cea mai bună listă de candidați dintre toate partidele, de departe se vede, pentru că sunt oameni competenți. În primul rând, sunt oameni integri, sunt oameni cu experiență profesională, sunt oameni care au făcut ceva în viață fără să-și fi câștigat traiul din politică, iar acum vin și se prezintă în fața electoratului și sperăm că vom câștiga aceste alegeri. Îl salutăm și pe domnul Eftemie Popescu, reprezentantul ALDE. Bună seara, domnule Popescu. Bună seara, domnul Maruță. Îmi cer scuze pentru întârziere. Salut privitorii noștri și vă mulțumesc pentru invitație. Știam că ajungeți la emisiune. Lipsește deocamdată reprezentantul ProDemo. Vedem dacă va mai ajunge în cele din urmă. Pentru dumneavoastră, ce înseamnă campania electorală de până acum? Dacă aveți de semnalat ceva probleme, nereguli, lipsă de fair play și așa Nereguli mai de departe. fiecare dată la orice acțiune de acest gen pot fi constatate, pot fi văzute cu ochiul liber, nu trebuie privit așa pe după colț, pe după draperie. Deocamdată este o campanie destul de anostă, destul de fără zvâc, fără viață în ea. Cu certitudine lucrurile se vor accelera în ultima săptămână, când deja văd că se anunță fel de fel de vizite și mă refer doar la județul Gorj, nu la nivel național. Oricum, ALDE și-a impus o altfel de campanie electorală decât s-a obișnuit electoratul până acum. Ați observat și în perioada de precampanie. Iar în acest moment, noi încercăm să discutăm de la om la om și să ne convingem că suntem altceva decât ceea ce poporul român, cetățeanul, votantul s-a obișnuit să vadă până acum. Domnule Bogdan Constantin. Eu aș pleca de la sărbătorirea zilei de astăzi din trei puncte de vedere. Una ar fi, să zicem, ziua independenței, să spun așa, referitoare la acel
popor otoman care ne-a cotropit atâta timp și am plătit, de fapt, tribut o perioadă atât de lungă. Situație culmea asemănătoare cu ce există acum, adică acest PIB aproape de 50% pur și simplu se duce la această bancă mondială. În al doilea rând, faptul că s-a sfârșit pe 9 mai 1945 războiul, al doilea război mondial, și deci din acel moment a început această reconstrucție, să zicem așa, a țării. Reconstrucție care eu, de exemplu, o văd asemănătoare sub o altă formă și acum. Adică faptul că noi am ajuns după 30 de ani să nu mai avem ca de mult industrie, deci să avem niște specializări pentru oameni clasice. Adică tot medici, profesori, polițiști și așa mai departe. Și deci, consider că acesta este un punct de plecare pentru relansarea României și atunci această, să zic, zi a Uniunii Europene ar putea fi sărbătorită în sensul că ar trebui implementate niște sisteme perfecte care funcționează în țări dezvoltate și la noi. Pentru că noi în momentul actual, de exemplu la nivel universitar, avem specializări care nu își mai regăsesc locul, deci pur și simplu, să zicem, la facultățile de inginerie, copii, studenții și absolvenții nu pot să se mai angajeze undeva pentru că nu există postul respectiv. Lucrurile acestea, culmea, au ajuns și la nivel liceal, ne rezultând niște specializări care nu există în centralizator, astfel încât să ne racordăm la nivelul tehnologic internațional. De exemplu, după cum știți, noi ca români am luat premii maxime pe robotică, în timp ce nu există la nivel liceal o astfel de specializare și este foarte căutată. Și, de exemplu, se implementează acum niște curriculumuri care n-au legătură cu realitatea, adică spun că vor școli profesionale, duale, adică ce înseamnă? Că se fac contracte cu întreprinderi care nu există la noi. Păi și atunci cum să faci contract, să subvenționeze o întreprindere, să zic așa, 250 de lei pe lângă 200 de la stat, dacă nu există echivalentul și ea nu este pe specializarea respectivă. Și atunci... Nu poți să-l angajeze. Da, și atunci eu consider că această Uniune Europeană care ar trebui să însemne, exact cum și spune Uniune, echitabilitate și așa mai departe, să se regăsească și la noi. Și din punct de vedere salarial. Adică, dacă noi funcționăm într-o Uniune Europeană, de ce eu, să zicem, ca profesor, să am un salariu foarte mic în raport cu cineva din Uniunea Europeană? De exemplu, această echitabilitate s-a realizat din punct de vedere medical. Adică, doctorii au un salariu foarte mare, dar restul, de ce să nu aibă? Și atunci, eu consider că tot ce există ca și legislație în Uniunea Europeană să se implementeze și la nivel de România, pentru că sunt comisii speciale pe fiecare domeniu care ar trebui să implementeze acest lucru. Exemplu ciudat. Păi noi avem prețuri de Uniunea Europeană, dar salariul cum este? Păi și atunci aceste componente... Asta ar intra în apanajul europarlamentarilor să... Da, deci cred că ei ar trebui să discute în așa fel încât oamenii de la noi să aibă echitabilitate, adică... Economia fiecărei țări e... De exemplu, politica internă pe Belgia, undeva. Sunt niște cadre deci în Belgia, la nivel să zicem, european, unde e și... reglementări, da.
Parlamentul European, la Bruxelles și așa mai departe. Acolo, dacă eu funcționez, de exemplu, ca inginer, salariile sunt uniforme, sunt foarte apropiate pe inginerie, dar nu sunt discrepanțe foarte mari. Vă rog să interveniți, să nu ținem cronometru când aveți o idee sau pe tema asta educației. Să vorbesc și eu astăzi de Ziua Europei, de Ziua Victoriei asupra fascismului, de Ziua Independenței României. Chiar la Sibiu, în inima țării, a avut loc la inițiativa liderilor europeni, printre care și președintele României, excelența sa, domnul Klaus Werner Iohannis, întregii conduceri a Uniunii Europene, unde a fost prezentă toată floarea, începând de la comisarii europeni, președintele Partidului Popular European, al Consiliului Uniunii, al Comisiei, Parlamentului și parlamentarii europeni și așa mai departe, majoritatea, toți, de fapt, din Partidul Popular European, marea familie din care face parte și PNL. Acest lucru demonstrează importanța pe care instituțiile Uniunii Europene și cel mai mare și puternic partid din Europa, la care este afiliat și PNL, respectiv PPE, acordă o importanță deosebită României, o consideră partener. Klaus Iohannis este unul dintre cei mai respectați șefi de stat din Europa și lucrurile acestea se văd de pe o zi pe alta, iar Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal, este un președinte care este foarte bine reprezentat în structurile de conducere a Partidului Popular European. Asta ne dă încredere și este o dovadă a faptului că dacă vom câștiga alegerile și indiferent de rezultat, parlamentarii noștri europeni vor avea tot sprijinul ca să își ducă la îndeplinire mandatele. Ca să vorbim acum despre condiții și echitate, putem vorbi despre acest lucru atâta timp cât avem și grad de comparație. Putem să facem o economie diferențială între PIB-urile țărilor pe care le comparăm, salariile din diverse domenii de activitate în țările raportate la PIB, raportat PIB la cap de locuitor și așa mai departe. Nu putem să ridicăm pretenții la România ca la o țară precum Franța, Anglia, Italia, care sunt printre cele mai importante și mai puternice economii din Europa și chiar din lume, cu problemele pe care le au toate în momentul de față, o țară ca România, care este o țară în creștere, dar care în ultimii 2 ani a dovedit că este condusă prost, că indicatorii macroeconomici sunt dezastruoși, cu toate că au fost mărite aceste salarii, puterea de cumpărare a omului a scăzut și aici vreau să fac referire la indicatorii macroeconomici, la rata inflației, care a trecut de mult de 4,5%, 4,68% chiar, și este în trend crescător, ceea ce este foarte îngrijorător, la deprecierea cursului valutar, leul nostru raportat la valutele importante, la euro și la lira sterlină și la dolar, este într-o continuă scădere, ceea ce dovedește faptul că economia românească nu este tocmai în regulă. De aici și imposibilitatea de a da acele salarii și a face echitate, au încercat ovară și de la Partidul Socialist Social-Democrat, care guvernează în momentul de față, să facă așa ceva, dar rezultatul este cu sacrificii de creditare pe termen lung, încât 30 de ani de acum încolo copiii noștri și nepoții noștri vor trebui să plătească aceste credite pe care guvernul României le-a luat. Știți, bine de o lună, acum o lună, au împrumutat 3 miliarde de euro de pe piața interbancară cu dobânzi foarte mari, nu cu dobânzi de țară bine văzută, bine creditată de agențiile de rating. Și în ultima, ieri sau alaltă ieri, am mai văzut un împrumut de 300 de milioane de euro. Oare de ce se fac aceste împrumuturi unul după altul? Datoria publică a depășit de mult 40% din PIB. Chiar dacă PIB-ul României a crescut, el a crescut în valori absolute, nu în valoare nominală. Domnule Ftemi Popescu, am văzut că zâmbesc la ce spunea domnul Victor da, Banța. Da, face, are un stil mai academic, așa, de prezentare domnul Banța, pe care eu îl apreciez până la o limită. Eu vă vorbesc ca simplu privitor și doritor de a intra în Uniunea Europeană, ca așa cum
99,9% dintre români în 2007 și-au dorit ca această zi de 9 mai să reprezinte și o zi festivă, nu doar pentru independența țării și încheierea celui de-al doilea război mondial, cât și pentru faptul că România face parte din marea familie europeană. Entuziasmul a fost general atunci, nimeni nu-l poate contesta, nimeni nu-l poate monopoliza, indiferent de partid, de ce culoare, de pe ce, mă rog, flanc funcționează, stânga, dreapta, centru. Însă, după atâta vreme de Uniunea Europeană, eu simt, discutând cu oamenii și trăind printre ei în fiecare zi, în fiecare clipă, că dezamăgirea este din ce în ce mai profundă și mi-este teamă de acel curent naționalist care ar putea să se declanșeze, hrănit fiind de nemulțumirile pe care doamna Europa le aduce și le-a transmis așa ca o viitură până la omul de rând. Și când spun asta, mă refer la faptul că este deja de folclor și anecdotic faptul că au trebuit îndeplinite niște condiții punitive ca România să fie acceptată în Uniunea Europeană. Să predăm, să delegăm gestiunea, ca să folosim termenii din Și asta s-a spus că conducerea România nu era administrației pregătită. publice. Nu era pregătită să aderă. România nu era. România avea totuși o industrie care putea fi retehnologizată. România nu mai Putea fi. deține, nu mai deține în acest moment, nu v-am întrerupt. Nu mai deține în acest moment monopol pe rezervele și resursele naturale de petrol și gaze. Fals. România nu mai deține control și nu mai are industrie grea. România nu mai are Fals. industrie auto, decât toate sunt sub licență sau concesionate unor investitori străini. Astea au fost condiții. Pădurile noastre, vedeți bine că ia drumul, parcă nu pot să nu compari, și o spun cu revoltă, nu înseamnă că sunt un anti-european. Pădurile ia drumul Sebeșului la Cronoșpan și industria de prelucrare a lemnului, care era extraordinar de bine dezvoltată și egal repartizată pe întreg teritoriul țării, pentru că România deține un fond forestier extraordinar. Deține sau Noi deține? expunem, încă mai deține România, culmea, dar nu se știe pentru ce perioadă. Nu mai are produse finite, bunuri de larg consum, având ca materie primă masa lemnoasă. O exportăm ca semiprodus sau Și știu materie că primă. parcă domnul Tăriceanu era premier când am intrat în Era, proiect. dar faptul că dorința era atât de mare, întrebarea noastră este ușor malițioasă Nu și o este. apreciez ca Nu e atare. adevărat. Vreau să M-a spun rămas în că istorie aceste treaba condiții trebuiau îndeplinite, dar jocul de glezne pe care l-a făcut Uniunea Europeană vis-a-vis de puterea industrială și economică a României este regretabil și de criticat vis-a-vis de România. România încă mai are potențial să renască prin, dacă tot suntem în campanie electorală, prin cei pe care îi vom trimite acolo, noi, alegătorii români, indiferent din ce partid. Fiecare partid își are oameni de valoare în lista de candidați pentru fotoliul de europarlamentar, un fotoliu extraordinar de călduț, mai ales și aici îi dau dreptate domnului Banța la veniturile pe care îi le asigură un mandat de europarlamentar celui care reușește să îl și ocupe. Însă la ALDE sunt totuși oameni cu experiență și care de-a lungul timpului au dovedit. Vreau să spun că vorbeam mai devreme de naționalism și puteri extremiste care ar putea să prindă oarecum curaj și notorietate pentru nemulțumirile destul de profunde în care românul de rând a reușit să se piardă printre ele la nemulțumirile, repet, pe care Europa le aduce față de România și de români. Numai de mult decât onor numărul 1 al listei de la Partidul Național Liberal, domnul Rareș Bogdan, într-o critică virulentă la adresa până la urma României, în tot ceea ce a spus dumnealui, nu a făcut decât să dovedească ce v-am spus mai devreme cu riscul de a mă repeta. Dezvoltăm un extremism
prin asemenea atitudini care nu duce de niciun fel spre terenuri sigure și pe drumuri curate. Apropo de ziua de 9 mai care a încheiat în cel de-al doilea război mondial. Deci dacă păstrăm un echilibru, indiferent de culoarea politică, indiferent de candidații care sunt și dorim până la urmă să ne unească așa ca o acoladă peste România. Să știți că orice candidat, orice partid în opinia mea, trebuie să-și aibă reprezentanți acolo, să nu mai facem atâta paradă de PPE, de vizitele și de la Sibiu. E clar că e tot un fel de campanie electorală. Conducerea Europei, domnul Ternică, conducerea dar vreau Europei, să vă întreb și eu Banța. Ceva. Trebuie să fiecare partid să-și aibă reprezentanți, am încheiat și vă las, să-și aibă reprezentanți acolo, dar care să gândească un interes comun pentru România. Domnul Banța, după o pauză de publicitate, da. Vă ascultăm. Da. Cât dure? Cum ar fi dacă am înțelege că adevărata bogăție a României suntem noi, oamenii? Cum ar fi dacă cel harnic ar fi cinstit și onorat aici, acasă? Cum ar fi dacă tata și-ar îndoși acasă? Și copiii noștri ar crește în armonia unei familii sănătoase? Cum ar fi dacă țara la care visăm pentru o viață mai bună ar fi România? Totul începe cu un vot. Este mândria gospodarului să-și cinstească oaspeții cu licoarea făcută din roadele livezilor. Că-i horincă, țuică sau răchie, gazda te întâmpina și zdăbinețe la un păhărel cu tărie. Aceste băuturi nu trebuie taxate. Măsura se aplică exclusiv cantităților destinate consumului casnic. Aceeași atitudine fiscală trebuie avută și pentru licoarea lui Bacchus, căi zaiber oltenesc, fetească din Dobrogea sau dulcele muscat otonel al gospodarului moldovean. Toate aceste vinuri, făcute în familie, nu trebuie taxate. În viitorul Parlament European, ALDE va susține scutirea de accize pentru aceste băuturi destinate consumului casnic. Este vorba de tradiții, de istoria locului. Dragi părinți, școala gimnazială Ecaterina Teodoroiu își deschide porțile pentru a primi micii învățăcei din clasele pregătitoare în anul școlar 2019-2020, oferindu-le metode și mijloace moderne de predare, studierea limbilor străine utilizând metode interactive și suport digital modern, descoperirea și sprijinirea tinerelor talente, activități de logopedie și consiliere psihologică, laborator de informatică dotare 2019. Program gratuit After School, personal didactic competent, motivat și preocupat în permanență de creșterea actului educațional. Clase luminoase și primitoare dotate cu mobilier nou. Înscrierile se vor desfășura conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale. Vă așteptăm cu drag la școala gimnazială Ecaterina Teodoroiu. Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 88 bis. Telefon 0253-214867. Ați văzut emisiunea seară? Eu n-am văzut. Ia povestiți. E incredibil câte animale mor că aruncăm peturi la întâmplare. Dar n-ai văzut și cu hârtia? Adică, pe bune, frate, câți copaci am putea să luăm de la tăiere? Gata, de acum colectăm separat. Hei, care-i treaba? Vorbeam de gunoi aruncat la întâmplare. Eu nu știu ce efect dezastru astea au. Dar de azi m-am atitudine. Uite! Nu știai acum e cool să colectezi separat. Salonul Barocco, locul unde visele tale devin inspirația noastră. Stilul, eleganța, pasiunea și profesionalismul sunt cuvintele ce caracterizează salonul de înfrumusețare Barocco din Târgu Jiu. Echipa Barocco este formată din specialiști ce te vor ajuta să găsești cele mai potrivite tunsori și coafiuri pentru tine.
Serviciile manicură, pedicură și make-up, disponibile cu o gamă largă de culori și servicii personalizate. Serviciile de cosmetică te vor ajuta să-ți prelungești tinerețea cu tratamente faciale, remodelând corpul cu radiofrecvență facială și corporală și epilare definitivă cu un dispozitiv laser de ultimă generație. Masaj anticelulitic de relaxare, terapeutic și sportiv. Deținem propriile rețete secrete de frumusețe pe care le aplicăm fiecărui client. Pentru orașul Târgu Jiu, în funcție de dorința clientului, asigurăm transportul către salon. Barocco Târgu Jiu, strada Victoriei, centru deasupra magazinului Total, vis-a-vis de complex Parâng și Romarta. Echipa școlii de conducători auto te așteaptă să pornești la drum alături de cei mai buni instructori pentru categoriile B, C și CE, pregătiți să ofere cursuri profesionale pentru a deveni șofer de calitate. Înveți alături de formatori calificați, alegând propriul instructor. Se asigură ajutor la întocmirea dosarului. Echipa Drive School oferă reducere pentru categoria B elevilor și studenților. Dacă ești interesat să iei lecții de condus, Drive School te așteaptă de luni până sâmbătă la sediul din Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 40A, sau la telefon 0761 146 861. Acum îți punem la dispoziție și cursuri pentru atestate profesionale. Drive School, prioritatea noastră, permisul dumneavoastră. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Am revenit la emisiunea Dilemele Zilei. În această seară, dezbatere electorală, ni s-a alăturat și Nicolae Ivăniș, reprezentantul ProDemo, alături de mine și de dumneavoastră, domnii Eftemie Popescu, Victor Banța și Bogdan Constantin, al de PNL și PSR. Bună seara, Nicolae Ivăniș. Bună seara și de noi. Iată, suntem în formula completă, cel puțin aceasta este programarea realizată de televiziuni cu partidele politice, toate televiziunile. Astea sunt programările, fiecare e liber să trimită pe cine dorește sau să nu trimită. Asta este clar pentru toată lumea. Rămăsesem să-i pun o întrebare, am pus-o în pauză, îmi cer scuze. Întrebarea era când îl dă afară pe domnul Eftemie Popescu, domnul Iordache. Domnul Măruță, vă rog să-mi dați dreptul la repunție. Dincolo de minute, cedeți din minutele mele. Am înțeles că nu vă dă afară, dar după emisiunea asta, sigur. Nu există motive pentru ca Eftemie Popescu, spre bucuria sau dezamăgirea domnului Banța, nu e nici bucurie, nici dezamăgire. Să fie exclus de la... Nu, tocmai este un fitil. Românește vorbind, așa. Am văzut că asta e campania lui Alde, să dea afară oameni de partid și mă aștept la dumneavoastră, dar știți de ce? Anticipam această replică, de ce? Până acum nu, dar acum după emisiunea asta știți că mă aștept să vă dea afară și vă spun de ce. Dacă spuneți în direct. Spuneți în timpul emisiunii. Bineînțeles, acum, ați provocat în timpul emisiunii, haideți să o dezbatem. Acum vă spun. Ați spus că doamna Europa nu are grijă de România. Și că îi dă cam, nu vă repet cuvânt cu cuvânt, că nu le țin exact, dar de genul ceva... Vă ajut dacă aveți nevoie. Nu e problemă, că de genul oricum le luăm peste nas, că suntem la coada Europei, așa mai departe. Să știți și dumneavoastră că în ultimul exercițiu financiar al Uniunii Europene, de în 2014-2020, România are alocați în diverse programe din diverse fonduri bugetate de Uniunea Europeană, circa 30 de miliarde de euro.
și a dovedit că nu este capabilă să absoarbă bani din acestea, ba mai mult decât atât, guvernul PSD ALDE, care avea posibilitatea să atragă 1,5 miliarde de euro din acești bani europeni pentru cele 3 spitale regionale, nu a făcut-o nici măcar la stadiu să o finiseze studiile deci de fezabilitate. Deci ori sunt o persoană extrem de importantă, ori sunt o persoană atenție, foarte... Lăsați-mă foarte să vă spun motivele. Păi nu, trebuie, dumneavoastră ați deviat de la subiect. N-am ați deviat. Spus de ce să mă dea președintele păi vă spun Iordache de ce pe mine afară, acum. Pentru că am afirmat și o repet, că România se află într-adevăr la periferia Europa este la peluză în aprecierile pe care le aduce Uniunea Europeană prin toate structurile. Dumneavoastră de știți câte sunt alocările bugetare pe față de alocările bugetare, v-aș întoarce întrebarea, v-aș parafraza și a spune ce au făcut europarlamentarii dumneavoastră care încă mai au mandat până acum, astfel încât România să fie mândră de europarlamentarii pe care i-a generat Partidul Național Liberal. Eu să fiu de un președinte. Până al fi scos Tenică Popescu. Da. Dacă aș fi un președinte de partid, l-aș da afară. Eu știu că sunt foarte incomod pentru dumneavoastră adversarii politici, pentru că nu, oamenii care vorbesc mult din contră, nu sunt incomod, sunt foarte utili. S-a constatat din experiență că eu sunt destul de incomod pentru adversarii politici, iar dumneavoastră, Partidul Național Liberal, o parte dintre reprezentanții noastre, mă tratează ca atare, nu, ca domnul Tenică. Nu vreau asta să spun. Sub nicio formă. N-am niciun motiv să vă consider incomod. Dar am motiv să vă spun că o să vă dea afară sau că ar putea să vă dea afară, pentru că dumneavoastră confundați execuția bugetului. Execuția bugetului nu face deliberativ, o face guvernul. Știu să citesc un buget. Nu. Execuția bugetului o face guvernul. Execuția bugetară o face guvernul. Tocmai spuneam mai devreme că dumneavoastră aveți un discurs mai academic, iar eu îmi place să folosesc cuvinte vă simple, mai dau un motiv comparații pentru că... la fel de simple, astfel încât cei care se uită la noi să și priceapă. Vă mai dau un motiv pentru care veți putea fi exclus. Ați pentru care v-ați dori să fie. Nu mi-aș dori eu. Pentru că a spus o perlă mai mare ca dumneavoastră. Ia din ori. A spus că industria României, industria auto, a fost concesionată la puteri străine. Da. Da, ce produce Pitești? Ce înseamnă concesiune, domnule? Singura uzină de autoturisme din România. Ce produce, da? Domnul, Dacia Renault. Domnul, cum, nu, să nu pronunțăm, eu, să nu știu eu și Dacia a acaparat Renault. Domnul și Tenică. Au cumpărat branduri. Interesantă. Domnul Tenică. Interesantă. Concesiunea este o formă de înstrăinare a dreptului de proprietate atunci când este vorba bine, de proprietatea publică. Eu m-am exprimat astfel încât cel care se domnul uită Tenică la noi să înțeleagă. Cunosc foarte nu bine ce îl faceți confuz. Îl fac confuz? Da. Nu știu dacă o concesiune s-ar putea să fi cumpărat acțiunile. Bogdan, dumneavoastră firma franceză într-adevăr cetățeanul român, votantul deci, român. Execuția bugetară o face guvernul. Guvernul României n-a fost capabil să atragă nici măcar. Deci domnul Eftemie Popescu de mâine nu va mai fi la ALDE, am înțeles. Înțeles. Pentru că nu se mai produce. Sau mă rog, când va fi trebuie nu, să trimit oameni pregătiți aici, domnul. Nu se mai produce. Păi, acum au văzut și au trimis și în România Eftemie Popescu va fi dat afară de la ALDE. Aveți unde să veți pierde consilier. Veți pierde postul. Veți pierde postul de consilier. Da. La Bumbejiu. Serios? Foarte interesant. Păi, sunt de vină și pentru că uzina mecanică Sadu produce pe calibru sovietic de 7,62, dar dumneavoastră, că mă va auzea un reprezentant sau îl mai aveți sau nu mai aveți? Că n-am înțeles de cum la este. Este PSD-ist sub acoperire, primarul dumneavoastră de la Bumbejiu, sau este liberal sub acoperire? Nu înțeleg din partea PSD-ului. Vă rog să vă lămuriți, să ne lămuriți și pe noi, nu pe noi, că eu știu cât pe cei care Nicolae se uită Ivan la noi. Dar sunt de vină și pentru, iartă-mă domnul Ivan, și pentru că uzina mecanică Sadu se află într-un impas. Norocul este, tot din partea PNL-ului, că s-a anunțat ceea ce a alocat culmea acest guvern, vreo 20 de milioane de lei, astăzi, cu mare, mare tam-tam, surde și trâmbițe. Vă mai spun o perlă de dumneavoastră. Către Bumbești, nu de-a dumneavoastră, la uzina mecanică Sadu. De-a lui ALDE și PSD, dacă vreți. Vă rog. PNDL Crucea. Tot ce a fost depus
se pot face licitații, pentru că se fac ordonanțe de credite. PNDL înseamnă Programul Național de Dezvoltare, da, locală, oamenii. 1 și 2, da? PNDL. Adică au fost două sectoare, folosirea banilor din bugetul statului pentru proiecte, în loc să folosim bani europeni, pentru că banii din bugetul statului sunt ușor de folosit. Iar vă loviți primarul așa de la Bumbejiu, localitatea din care cu onoare nu vă lovesc, pentru că pe PNDL de la... și PNDL 2, la PSD, de localitate Bumbești Jiu, s-au făcut niște investiții care sunt în V-am spus că de astăzi este cruce. A, da? Da. N-am știut, îmi pare. Adică cine se va mai angaja cu licitații, având impresia că pe hârtie are alocare bugetară, da, va lua o mare țeapă, ca să mă exprim și într-un jargon, ca să nu spuneți că nu vorbesc pe înțelesul dumneavoastră. Nu, nu, pe înțelesul privitorilor, dar nu, de la această dată așa, chiar i-ați selectat. Și i-ați selectat privitorii, le-ați dat cu țeapă. Da, acei, da, da, bani nu vor mai fi mai mult decât atât. Bugetul de stat, domnul Banza, în anul 2018, după anul 2019. Nicolae Ivaniș, să intervii, te rog, pentru că nu se mai opresc. Nu, dar nu se mai opresc. Spuneți că cei care au deja în fază terminală toate aceste demersuri pe investiții. Domnule Popescu, vă rog să vă opriți. Administrație de administrație publică locală. Vă dai microfonul. Păi ia-ți-l, domnul Moale, ce și mai contează? Și așa nu veți mai fi la Alde de mâine? Da. Microfonul de taie, da, microfonul de taie, domnul Bața deja prezintă apocalipsa. Atâta am vrut să completez, că nu m-a lăsat să termină. Pe lângă faptul că PNDL-ul e cruce și investițiile cruce, bani de salarii primărilor să mai aibă până la 1 octombrie. Atât, am terminat de spus. Asta vreau să spun foarte simplu, dar n-am fost lăsat. PNL-ul anunță apocalipsa în România. Am înțeles. Nu, PSD-ul ALDE-ul anunță. Au anunțat-o deja. Eu prima dată o aud de la domnul Banța, reprezentantul PNL-ului aici. Vine de la toate partidele, Nicolae Ivăniș. Gata că ne-am consumat timpul. N-am apucat să intru în subiect. De ce? Am prins așa ce am speculat. Văd că domnul Eftimie Popescu este cel care pierde în seara asta. Cel puțin așa se pronunță domnul Banța, va fi, da, exclus și din partid. Ce să facem? Asta este situația. Și din Consiliul Local. Nu mai veniți la dezbateri cu PNL-ul, cum nu vine nici PSD-ul cu mine și cum constat că a primit domnul Banța în pauza publicitară pe telefon să nu intre în emisiune cu ProDemo, că ProDemo aia vinde ficată sau ceva de genul ăsta. Nu știu care ar fi problema. Domnul Banța, penelistic vorbind, uselistic vorbind, PSD-istic vorbind, eu aș vrea să văd într-o emisiune cu un PSD-ist, nu știu, sărindu-i așa în gât, la fel cum îi sărindu-i domnul Eftimie Popescu, mi-ar fi drag. Vă spun sincer, eu v-aș susține în momentul ăla, dar mie că nu o să prind momentul ăsta. Să da, știți. Da, atunci e musai să fiu și eu acolo, ca să vedem. De ca să vedeți partid? Ce, dacă ca lovește mai rău până asta decât pe PSD-ist. Față sau nu fac față. Știți da. ce mă amuză pe mine? Avem în campaniile astea electorale, toată lumea dă după toată lumea, dar nu știu cum, mai cu poșeta așa, mai temperat, mai altfel. Domnul Banța, sunteți atenți și la mine, că eu la dumneavoastră am mari așteptări, vă spun sincer. Cel puțin la PNL, fiind al doilea partid, chiar dacă v-au corcit și pe dumneavoastră PSD-ști într-o perioadă de timp relativ scurtă, eu rămân la ideea că ALDE în momentul de față este urât grav de tot de PNL, doar prin prisma faptului că ei sunt... nu știu, hai să nu zic iubitele PSD-știlor, să le zic aliați sau cum parteneri, vor dumneavoastră să se simtă mai bine. Bine, parteneri. Parteneri. Adorați treaba asta. Adevărat. Adorați treaba asta. Deci în momentul în care... Domne, hai să vă spun de ce totuși mai respirați dumneavoastră în momentul de față. Fiindcă nu au rămas vechile relații, vechile conexiuni și vă merge foarte bine. Iar noi la Gorj, v-am spus chestia asta, mă interesează cel mai tare. Toți ne plângem că PSD, PSD, județ roșu, județ roșu, PSD, PSD. Pe bun, dar cum vrei să fie altfel? Da. Întreb și eu. Da. Cum? Domnul Ivan. Cum, domnul Banța? Cum? Vă întreb pe dumneavoastră și vă atac direct cu unde oamenii, trebuie în momentul de față. De când integri, a ieșit primarul Ivan. Romanescu liberal de-al dumneavoastră, integri, primar în primăria Ivan. Târgu Jiu? Care a fost aportul dumitale, cel puțin vizibil, pe Facebook, în TV, în radio, în presa scrisă, în ce vreți dumneavoastră? Vizibil, repet, vizibil, da. Ca să vadă și oamenii din Târgu Jiu că omul are susținere din partea unui reprezentant PNL. Domnul mai Ivan. Grav decât atât. Nu aștepta nimeni studia noastră, poate. Domnul zic Ivan. Și eu acum, ca cititor vorbesc acum. Știți bine că eu nu fac politică. Să răspund și pentru, termin întrebarea ca să puteți să răspundeți. Păi, am asistat la N comentarii injurioase și chiar atacuri pe față la colegul dumneavoastră care e primar și care ar trebui să fiți un tot acolo ca să așa. Nu mai fie județul roșu. Răspundeți-mi. Domnul Ivan sau Ivaniș, cum vă cheamă. Mai contează. Ba da, contează. În primul rând, ca să vă spun la prima întrebare.
Acest județ putea să nu fie sub talpa PSD dacă avea oameni integri. Sunteți unul din oameni integri? Da. Contest asta eu. Cu argument. Contestați. Dată fiind la dumneavoastră, spuneți. Contestați. Doi. Asupra ceea ce a spus despre primarul Romanescu, că nu l-aș fi susținut eu și vorbesc numai în numele meu în momentul de față. Sunt convins. L-am susținut în nenumărate rânduri și exemplific. Hotărârea 430 din decembrie 2017. Nu vorbiți, vă rog frumos. Este vorba despre proiect de hotărâre prin care PSD-ul a vrut să-și manglească 2,7 hectare de teren și clădirile aferente, cu ghilimele de rigoare și manglească, de la fabrica de confecții, să-l folosească pentru alte interese. Să-l facă muzeu? Cu mâna primarului. Vă spun acum, domnul Ivan, și v-am mai spus și dumneavoastră și multor oameni, în repetate rânduri, inclusiv domnului primar Romanescu, faptul că primarul și numai primarul este singura persoană abilitată de lege care are drept de inițiativă asupra datoriei publice, asupra creditării, asupra liniei de credite în numele UAT Târgu Jiu. Acel proiect de hotărâre conținea, inițiat de altă persoană decât primarul sau alte persoane, conținea o adresă directă și un atac direct asupra primarului prin care îl desemna să, pe primar și pe directorul economic să ia credit în numele UAT, ceea ce n-avea drept o altă persoană, iar eu personal am contestat la instituția prefectului, punându-i pe masă și pe tavă domnului primar și întregului aparat de la primăria Târgu Jiu, acel proiect de hotărâre pe care l-am contestat. Vă felicit! Doi. Știți ce a fost mai atunci? Vă spun că știu despre ce e vorba. Domnul Banța, nu făcea nimeni niciodată creditul ăla, domnule. Dumneavoastră ați venit nu să spuneți ce. Nu l-au făcut, nu l-au făcut ce? Creditul. Păi nu-l făcea nimeni, nu-l făcea, domnule, că a spus dumneavoastră. Hai, domnule, ce ne-ai țipat toată presa și toată lumea, știu despre ce e vorba. Atunci Adrian Tudor vrea să facă un muzeu din fabrica de confecții. Noi Târgu Jiu mai avem puțin și județul Goș devenim un muzeu la propriu și noi vreau să facem muzee prin fabrica de confecții. Dar să băgăm Niscai producție acolo, terenul nu puteam să băgăm. Terenul pentru anumite domnul proprietăți imobiliare, acoperirile pentru folosința unor persoane prin nu putem, închiriere sau domnul concesiune. Banță, încă o dată. Eu niciodată nu-mi depășesc, v-am spus, atribuțiile. Știu că sunt... Despre Uniunea Europeană sau despre... Despre Uniunea Europeană vreți să vorbim. Corect, haideți să vorbim despre Uniunea Europeană. Eu nu pot să nu închei și să tac din gură, luați-mi și microfonul dacă vreți. Și ați început această dezbatere, domnilor, din stânga și din dreapta mea, legat de câți peneliști sunt și câte opoziție este în Gorj. Eu vă spun cu certitudine, domnilor și privitorii mei dragi, că în Partidul Național Liberal, filiala Gorj, nu există cât degetele de la o mână liberali curați. Subscriu. Așa este. Domnule Bogdan Popescu, cum vedeți calitatea politicienilor din Gorj și... Bună, Constantin. De... Bună, cum a spus? Bogdan Constantin. Da. Eu, de exemplu, referitor la această Uniune Europeană... Mai am că ziceți că dumneavoastră sunteți unul dintre ei. Da. Aș crede că la vârful, acolo unde se hotărăsc, de exemplu, aceste proiecte europene, trebuie să existe o flexibilitate foarte mare ca acestea să poată fi absorbabile. De exemplu, țării foarte sărace s-au dezvoltat lăsând o flexibilitate mare în așa fel încât acești bani europeni să fie cheltuiți pentru cei care dezvoltau proiecte. În al doilea rând, de exemplu, la nivel local... La ce vă referiți? La reducerea birocrației în România? Sau? Da. De exemplu, eu dacă vreau să fac un proiect... Să faceți mai puține hârtii sau cum? Eu trebuie să accesez acele fonduri într-o formă aproximativ foarte simplă, exact cum spuneau ei. Poți să completezi ceva la nivel informatic, deci pe un site, și să obțin acele fonduri fără să trec printr-o grămadă de aprobări și până la urmă să nu le accesezi. Mai bine să le accesezi, indiferent cum, și să te dezvolți, decât să întâmpini greutăți. În al doilea rând, cred că, să zicem așa, o administrație locală trebuie să fie foarte relaxată, în sensul că, de exemplu, dacă vin investitori, primul obiectiv
trebuie să se gândească la beneficiile care pot să le aibă locuitorii. Adică atunci când vine o firmă și vrea să se dezvolte, să creeze infrastructura și respectiva firmă să poată să-și creeze acea structură în care să funcționeze foarte bine. Și doi, să găsească o formulă prin care specialiștii cei mai buni să fie implementați în aceste firme care, să zicem, ar veni să se dezvolte local. Dau exemplu, să zicem, lângă liceul 5, deci Henri Coandă, e o firmă de automatică, că probabil știți, care racolează programatorii pe roboți și care își desfășoară activități în toată lumea și acești bani, de fapt, indirect, vin în țara noastră, dar vin în țara noastră. Spre deosebire, de exemplu, de activitățile comerciale, să zicem, mall-ul, care cel care absorbe este cel din străinătate. Iar până la urmă, să zic așa, ar trebui dezvoltată și o agricultură ecologică. Adică, de exemplu, mi se pare incredibil ca în mall, un producător chiar local, să zicem, din Gorj, să vină să aducă roșii sau ce aduce acolo, făcute artificial printr-un burete și, să zic așa, toate fiind chimice. Zici că prețul dictează până la urmă. Și preț, da, dar nu se poate ca un om să consume ceva care este chimic. Și o altă problemă care eu consider că e foarte ciudată, acordăm foarte ușor bani și dăm credit unor proiecte pentru dezabilități la copii, pentru oamenii cu nu știu ce probleme, păi și la un copil o alocație. Aici se face o discriminare pozitivă. De ce să-i dăm de 150 de lei sau era chiar 80 de lei? Să procedezi în felul ăsta, dați-mi voie să intervin, domnul Hoțan. Stimate coleg de platou, înțeleg că dumneavoastră nu sunteți de acord cu indemnizația acordată persoanelor cu dizabilități. Nu sunt de acord, dar vreau de exemplu la copii să se facă, să se mărească această alocație care este, eu consider, foarte mică, 150 de lei, spre deosebire, de exemplu, cum se spune, de Uniunea asta Europeană, unde dacă ai 3 copii, poate să trăiască... Alocația... Da, alocația, copiilor. Da, pentru... Nu pentru persoane cu dizabilități. Nu. Eu am zis că dacă pentru ei se dă, pentru un copil, de ce să nu se dea? Domnul, nu vă supărați, îmi cer scuze, nu v-am reținut nici numele încă o dată. Bogdan Constantin, PSD. Domnul Constantin, îmi cer scuze. Ați avut, cum să o numesc, neșansa. Profesor. Profesorul Târgu Jiu, domnul Constantin. Bogdan. Întâmplarea a făcut ca măcar să stați pentru un interval mai lung de timp în apropierea unei persoane cu dizabilități și să vedeți cam câte nevoi și câte... de câte ar putea fi, câte ar trebui să aibă ca acea persoană să fie într-un grad de echilibru precar, bineînțeles, în așa fel încât nu, deci nu găsesc cuvintele pentru că știu ce vreau să spun, dar vreau să fiu politicos și să păstrez un registru decent al acestei exprimări. Persoanele cu dizabilități, domnule profesor, să știți că sunt niște persoane speciale, trăiesc și ei printre oameni, sunt oameni pe care soarta, viața i-a lovit. Acele persoane, să știți că au o inteligență peste media în marea lor majoritate, atâta timp când nu sunt afectate și la nivel cerebral, dar chiar și aceia care știu să se exprime prin limbajul semnelor, sunt niște persoane extraordinare. E adevărat nu ce sunt de acord noastră, ca o sumă, oricare ar fi ea, să poate de vorbe goale persoanele cu dizabilități, să știți. Ce spuneți? Sunt sătule de vorbe goale și frumoase. De acord cu dumneavoastră. Eu am înțeles și îmi cer scuze dacă am înțeles greșit sau mi-aș dori să fi înțeles greșit. Nu cred că s-a exprimat cum trebuie. Și celelalte persoane și ceilalți copii trebuie să primească o sumă la fel de mare ca persoanele cu dizabilități. Eu m-am referit la copii. Adică deci vreau să vă spun că copiii aibă persoane, și copiii sunt persoane cu bani decenți. Să credeți-mă că nici o categorie, nici cealaltă, nu au sume suficiente și oricât de mari ar fi sumele, niciodată nu ar fi suficiente pentru persoanele cu dizabilități, copii sau adulți, cât nici pentru copii. România, ca să poată să-și ducă grija oamenilor aflați în nevoi speciale,
trebuie să-și curețe mai întâi clasa politică, pentru că ori vorbesc din cărți și din filme și sunt rupți de realitate, ori au niște interese pentru care calcă în picioare tot. Copiii și persoanele cu nevoi speciale sunt niște categorii pentru care eu personal, de când sunt în politică sau și prin politică, am încercat de fiecare dată să fac să fie mai bine. Uniunea Europeană, și o repet, domnul Banța va fi de acord și o să se bucure pentru că mai dau un motiv să fiu dat afară în opinia dumnealui din ALDE. Îmi doresc fiecare partid să aibă în Uniunea Europeană, în Parlamentul, în noul mandat al Parlamentului Uniunii Europene, oameni interesați pentru România. Nu ce am văzut până acum, promovați de PNL sau PDL sau cum s-au mai numit. La putere. Nici nu știți ce a făcut guvernul pentru persoanele cu dizabilități acum câteva luni. Am avut emisiune cu mai multe persoane cu dizabilități și au plâns în emisiune. Pentru că au trebuit să renunțe la meseria pe care o aveau. Pentru că statul e impozit. Știți ce fac acum primarii? Ce o să facă primarii perioada următoare? Libertatea de decizie acordată, scuzați-mă, domnul Banța, la nivel de autoritate locală, primarii, cum spunea domnul Banța, să știți că este, din punctul meu de vedere, o libertate care trebuie atent monitorizată. Știți ce vor fi nevoie să facă primarii? Ca să-și păstreze salariile alea pe care guvernul le-a dat dreptul să și le mărească și să se chivernisească. Poate le-o veni. Nu e obligat, domnul Banța. Nu e obligat, vă spun pe ei. Au fost niște praguri și faceți administrație publică. Ei puteau să-și aleagă pragul minim și nu să se ducă toți în maxim. Au uitat de toate. Dar pragul minim era dublu față de cât era. Să vă dau un exemplu. În momentul în care era interzis să te uiți la posturi străine în vremea lui Nicolae Ceaușescu, nu era interzis. Se uita toată lumea. Tot ceea ce este interzis tentează. I-a lăsat guvernul actual și nu cred că este o greșeală fatală. I-a lăsat, bă, faceți-vă voi, chiverniți-vă, că mereu vă uitați, că nu vă dăm bani și că voi nu aveți putere de decizie banii la nivel local. Voi știți cel mai bine ce se întâmplă la nivel bani, local. Ce au făcut domnilor, în marea lor majoritate, 8 din 10 primari, au mărit salariile, au încercat, dacă n-au mai dat cu plasa și cu bascula de piatră pe uliță ca să-l atragă pe țugulan să-l voteze, încearcă să le mărească salariile. Se termină banda, să-mi spune și banda, nu, să vă spun vine, ce am vrut să spun. Se termină dimineață. Păi vorbiți. Dar în momentul în care autoritatea locală și-a sărit peste cal vis-a-vis de libertatea pe care le-a acordat-o ca să-și facă singur salariile, cum crezi, bă, câți bani încasezi tu anul ăsta estimat în bugetul tău la venituri Gheorghe de la Pocreaca? Nu l-a interesat. El și-a băgat salariul, că i-a dat voie cu guvernul. Asistența socială a fost trecută în subordinea autorității locale. După mărirea salariilor. Exact. Să nu mințim. Exact. Și pe lângă asta le-a mai furat din bugete 30% prin măsurile așa zisă mare reformă fiscală. Luăm acum o pauză de publicitate și în partea a treia discutăm de ce gorjenii trăiesc în continuare în sărăcie. Let me underline that PNL is one of the driving parties inside of the European People's Party. PNL is the future of Romania. Thank you, Ludovic Orban, for this strong leadership. Let's campaign together for a better Europe, for a Europe which is in our hands. Thank you so much. All the best for PNL. Erasmus, instrumentul prin care Uniunea sprijină educația la orice vârstă. Este programul care va contribui la atingerea obiectivelor strategice ale Europei. Peste 4 milioane de persoane au avut acces la studii, formare profesională și voluntariat. Aproape 14 miliarde de euro se vor cheltui prin acest program până anul viitor. ALDE va cere creșterea bugetului alocat acestui program. Vrem ca în el să se implice cât mai mulți români pentru a dobândi noi cunoștințe. Vrem cât mai multe colaborări între școala românească și entități omologe din Uniune. Vrem ca porțile universităților europene să-ți fie deschise. Susținem învățământul pentru adulți dedicat noilor competențe cerute pe piața muncii. Nu te vom lăsa singur. Succesul tău va fi mândria noastră.
spus Varna de startul campaniei de primăvară 2019. Până în luna iunie sunt reduceri între 200 și 300 de lei la mașinile de tuns gazon, moto-unelte și moto-ferăstraie la Raico Târgu Jiu, dealer autorizat Husqvarna. Pentru fiecare mașină de tuns iarbă primiți cadou o foarfecă GuardView, iar la achiziționarea unui tractor de grădină Husqvarna, cadoul este o mașină de tuns gazon electrică și un mini trimmer Flymo. La cumpărarea moto-ferăstraielor Husqvarna 435-2 și 440-2 se oferă cadou două lanțuri X-Cut SP33G. În plus, bateriile și încărcătoarele au reducere 20% la achiziția unui utilaj pe baterii Husqvarna. Raico vă așteaptă în rețeaua de magazine din Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112, telefon 0253-210736, Novaci, Piața Centrală, Târgu Cărbunești, strada Trandafirilor, Turceni, platforma termocentralei și Padeș, sat Apa Neagră. Raico, dealer autorizat Husqvarna, i-al naiba de greu să fim cei mai buni. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii la ULIM din Târgu Jiu, oferă cele mai mici taxe de studii pentru anul universitar 2019-2020. Facultate 400 euro pe an, masterat 450 de euro pe an, specializarea psihologie și masteratul în psihologie 500 de euro pe an. ULIM înscrie prin selecție de dosare la studii de licență, masterat și doctorat la următoare facultăți acreditate: nivelul 1, studii licență, facultate, și nivelul 2, studii masterat, la următoarele specializări: științe sociale ale educației, informatică, inginerie și design, drept, științe economice, relații internaționale, științe politice și jurnalism. Centrul de consultanță, orientare și selecție pentru studii la ULIM, Târgu Jiu, Calea Eroilor, numărul 6. Vino și tu și studiază la ULIM, Universitate de prestigiu internațional. Vrei să atragi toate privirile și să fii mereu admirată? Alege salon Mina Alex și vei fi mulțumită de felul în care vei arăta. Coafură, manicură, pedicură și cosmetică la prețuri accesibile. Pentru noi este important să pleci cu zâmbetul pe buze din salonul nostru de înfrumusețare, de aceea folosim produse profesionale pentru rezultate garantate. Salon Mina Alex, la intrarea pe strada 14 octombrie, numărul 25B, pe partea stângă. Vizitează-ne și îți promitem că vei fi admirată. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme. Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare. Am revenit la emisiunea Dilemele Zilei, emisiunea de dezbatere electorală în această seară. O informație importantă pentru traficul feroviar. În defileul Jiului la această oră este întreruptă circulația feroviară din motive tehnice, o lipsă tensiunii pe un fir de contact. Două trenuri și-au întrerupt deplasarea. Trenul 20, încep și eu ca Viorica Dăncilă, 2088 și 13.089, așadar sunt oprite în Valea Sardului Meri, circulația se spune că va fi reluată în curând. Vorbim despre gorjeni de sărăcie. Care ar fi cauzele, Nicolae Ivăniș, pentru că Gorjul a rămas în urmă? Pare izolat așa, și cu infrastructura, și cu investițiile. Ce s-a întâmplat aici? Ce s-a întâmplat și cu clasa politică? O izolare intenționată. Și am spus-o repetat. Care ar fi cauzele? Cauza, eu știu, securizarea business-urilor autohtone, și aici mă refer strict la unul, doi oameni de afaceri care au ținut un monopol continuu, salarizari mici, produse pe piață la vânzare, așa cum au fost execrabile, să spunem. Cu toate că eu sunt susținător al oamenilor de afaceri autohtoni și permanent am zis că fără ei suntem la propriu terminați, din păcate, stând doar pe acest CEO, care din păcate nu a fost pentru noi până la urmă ținut în viață, nu pentru a mări salariile muncitorilor, nu pentru a facilita în mod direct sau indirect județul nostru, ci mai degrabă pentru a avea beneficii băieții deștepți care permanent au
fructificat pe toate guvernele și au însușit de acolo contracte onoroase și totuși lor le-a fost bine. Progres noi n-am cunoscut. Legat de partea cealaltă a întrebării tale de clasa politică din Gorj, susțin cu tărie că fiind monocolor, din păcate, a lipsit sau dacă a fost o poziție firavă pe aici și pe acolo, nu a fost suficient încât să creeze un echilibru și să aibă cine se bate la propriu pentru societate, pentru cetățeni. Din contră, au mers într-o frăție ani de zile. Noi n-am existat ca și populație, doar la vot, uite, acum în campanie electorală când venim și ne interesează, văd și de copii cu dizabilități, un subiect care aia spuneam, nu l-aș fi atins pentru nimic în lume, ne interesează de pensii, ne interesează de salarii, ne interesează de minerii, ne interesează de absolut tot. Dar după aceea, 4 ani de zi, nu ne mai interesează de nimic. După aceea ne interesează despre noi, cum să fac eu să mă întâlnesc mâine cu Weber, să zic ce faceți bine, sănătos, dă și mie că și eu de-al tău și hai că nu ne mai certăm, hai că ne împăcăm, toate bune și frumoase. Și aici iară vreau să eu ridic la fileu domnului Banța și chiar așa aș apela la un moment de sinceritate al dumnealui, dacă chiar consideră că partidul dânsului a făcut o opoziție constructivă și reală la adresa PSD-ului. În contextul în care fiți foarte atent, am spus-o în repetate rânduri, PNL-ul a avut cel mai frumos electorat. A avut un electorat care chiar a crezut în ei. Și ne-am trezit după ani și ani și ani și ani că am crezut în cine. Răspundeți, domnule Banță. Da, PNL a făcut o opoziție constructivă și pot să vorbesc pe bază de dovezi. Dacă vă uitați pe site-ul Consiliului Județean, veți vedea toate amendamentele, toate proiectele de hotărâre depuse de PNL, toate luările de cuvânt și de poziții. Mai mult decât atât, dacă în procesele verbale de ședință nu sunt consemnate, vedeți că de circa un an și ceva sunt înregistrate video și chiar furnizate pe media în direct aceste ședințe. Dar le-am văzut. Vreau să fac o precizare. În cadrul Consiliului Județean, ședințele de comisii se susțin și se susțin în mod consecvent, în sensul că chiar se dezbat și se fac amendamente. Acolo nu doar se dau niște avize formale, că de obicei aceste avize sunt formale, contează votul de plen. Ceea ce vreau să vă spun acum, că în acele ședințe de comisii, dumneavoastră ați participat doar la una dintre ele și ați observat, era un caz special, astfel de dezbateri sunt la fiecare pas. Și cele mai multe dezbateri sunt pe proiectele de buget, pe proiectele de rectificare de buget, pe împărțirea banilor din cote de TVA. Haideți să facem dialog. Stați puțin, două ori, să termin. Și facem dialog, sunt de acord cu dumneavoastră. Și vreau să vă mai spun un lucru. În ceea ce privește legalitatea proiectelor de hotărâre în Consiliul Județean, nu ai de ce să te plângi. Că fac ei după aia la licitații factorii decizionali, punerea în executare, punerea în aplicare a proiectelor, niște chestii, este posibil. Am înțeles. Astea sunt organe. Am înțeles. Aveți proiecte, aveți ditate, cum să zice. Nu. Bun. Nu altceva vreau să spun. Chiar nu asta, dar a dus vorba despre speța la care am participat și eu când a fost ședința de Consiliu. Pe sănătate. Așa, pe sănătate. Da. De ce permanent trebuie să se ajungă să se întâmple ceva? Adică trebuie să aibă loc o tragedie ca să ne dăm și noi seama că acolo avem o problemă. Asta pe mine nu mă lămurește de 28 de ani. Mai întâi de să calce trenul cu alea așa la vicula, că nu avem o barieră de 28 de ani, moare lumea, dar trebuie să mai moară încă vreo 3-4 ca să punem o barieră. După ce vine tragedia, ieșim în față toți și începem să ne batem cu pumnii ca maimuțele alea și spunem, de ce, domne, nu faci? Dar până acum ce ai păzit? N-ai știut că este riscul ăsta? Așa și cu spitalul, domnule Banța. În loc să speculați, să vedeți că avem o problemă în zona aia și să interveniți atunci, în momentul ăla, nu trebuie să așteptăm să întâmple ceva, domnul Banța. Dumneavoastră nu cunoașteți activitatea mea în ceea ce privește politica nu de sănătate. Nu vorbesc strict de dumneavoastră, eu vorbesc dar de eu toți. Dacă vă încălzește cu ceva acum, domnul Ivan, vorbesc de toți. Nu mă încălzește. Hai să vorbim de toți, pentru că nu vreau să fac nici notă discordantă, nici să mă dau eu să ies în evidență. Ascultați-mă numai o secundă. Deci, eu acest dialog. Prima noastră contră știți foarte mult ce ai zbunit. Ați ieșit odată public și ați cerut schimbarea denumirii străzii Republicii în strada Ince Prătianu. Dragi târgujeni, uitați-vă la mine. Nu știu care dintre noi o fi mai nebun, dar să vii să ceri o astfel de aberație, adică să schimbi la buletine și la permise o stradă întreagă
Câți locatari locuiesc pe strada aia, mi se pare o anomalie. Adică tu nu ești în stare să vii cu un proiect de hotărâre. Bă, ceva benefic, nu, domnule, cu o idee bună. Și oricând se pune în practică și o susținem și noi, ca și cetățeni. Dumneata, vii și spuneau să schimbă nume de străzi. Păi eu asta aștept de la o somitate ca domnul Banța. Domnul, eu nu aștept asta, eu vreau altceva. Domnul Ivan, de la dumneavoastră. Acea postare era o postare din luna iulie 2006, sau august 2017 și se referea la strict program, articol din programul de campanie al domnului Romanescu. După aia ați repus-o pe tapet anul trecut și anul ăsta sau de câte ori ați repus-o. Păi ați ajutat pe Romanescu în campanie venind cu sugestia de a schimba nume de străzi. Au fost, ferească Dumnezeu, au fost numele de străzi, trebuie dat cezarului ce al cezarului. Eu profit de o oportunitate și de faptul că sunteți aici. Și dacă este vorba de sănătate, vreau să vă spun că ați plecat de la sănătate și ați ajuns la străzi. Ați plecat de la sănătate și ați ajuns la străzi. Ceea ce privește politica de sănătate, vreau să ce se întâmplă acolo și am spus-o de nenumărate ori, este din cauza faptului că Spitalul Județean s-a transformat într-un SRL. Dar până să se întâmple, vă întreb încă o dată, dumneavoastră, nu v-am auzit! Nu v-am auzit venit la Măruță aici în emisiune? Sunteți un raport pe site-ul Consiliului Județean scris pe care nu l-ați citit. Nu mai știu. Când ați făcut, domnule? Vă rog să vorbiți dacă nu sunt în cunoștință de cauză. Când ați făcut, vă întreb încă o dată? L-am făcut când mi-a dat atribuția legea. Nici când nu mă lăsați, dar ce mi-a dat atribuție legea să vorbesc? Vorbiți bun și prost. Încă o dată, când dă atribuție, mie trebuie cumva o dezlegare de la cineva să vorbesc pe lui? Sau să cer? Prost, vorbiți în necunoștință. Ferica de noi că ne-am fericit cu dumneavoastră că ați vorbit bine și prost, domnule. Și limbaj neadecvat. Care e limbajul adecvat, domnule? Domnule, vezi că ne-ați germănit 28 de ani, cum? Academicul ăsta, Viorel Caragea, ne-ați germănit, vă întreb încă o dată, academic? Adecvat, cum credeți dumneavoastră că așteptării pe noi? Nu, domnule, o națiune întreagă, o națiune întreagă, suntem în momentul de față, în derivă, să fiți dumneavoastră mici de bună, Ivan, care deja bine? Roșu, iar când vă văd tot timpul așa, elevați și încercați să zimblați subiectele, publică. Uitați-vă în cameră, viscoare, nu cu mine, nu cu mine, nu uitați-vă lor. Roșu și v-ați dat aranță, și minciunile pe care încercați să ne imputați, mie nu țin, domnule, dar tot timpul, PSD-ul este o paria. Cine da, sunteți voi? Eu asta vă întreb. Domnul Ivan, toată lumea trebuie să nu aplic atribute necuvincioase de la PNL. Vorbiți cuvincios. Eu vă dau legal, toată inima. În cunoștință de cauză, bine. Nu? Puteți să vorbiți ce vreți. Profit de subiect. Profit de subiect. Ca să pun o întrebare pe care o rupec de multă vreme. Astă toamnă, sub egida Consiliului Județean, implicit a conducerii și, mă rog, acestui compartiment deliberativ, Consiliul Județean, din care și domnul Banța face... Nu este compartiment deliberativ, așa, mă rog, aparat deliberativ, aparat deliberativ al județului este autoritate publică deliberativă. S-a mutilat centura de la Jiu, de pe Jiu, așa cum știu. Doamne, au mutilat-o pur și simplu. Cine? Când o intervenție absolut necesară este pe centura de la regiment. De mult vreau să pun și să văd cine mă poate. De copertările alea și plombările și ce se poate asta toamnă. Da, așa este. Deci dacă mergi cu mașina, nu știu, deci li se află... Anul trecut s-a decopertat centura, așa este. Pentru că a prezentat cazul unul. Vreau să spun următoarele. Dumneavoastră ați spus că pe bugetul de investiții, în comisii cel puțin, dezbaterile sunt extraordinare. Da. Sunt pertinente, da. Se acceptă amendamente și modificări ale conținutului. Bun. Și dar ce, că punerea în valoare... Păi, ce trebuie și pe mine ca cetățean, ca dumneavoastră factor de implicat în așa ceva, ca așa. Și prin poziția pe care o ocupați, ca și consilier județean. Dom'le, de ce ați aprobat mutilarea centurii de la Jiu, care era unde foarte bună? Unde am aprobat mutilarea? Cum? Păi atunci, păi s-a intervenit pe ea. Cum? S-a plombat și s-a ales praful. Centura, variantele ocolitoare, variantele ocolitoare ale unității administrativității teritoriale. Domnul Tenică, centurile și variantele ocolitoare sunt drumuri naționale, aparțin Ministerului Transportului Statului Român, Consiliul Județean, Primăria Municipiului, n-au niciun atribut, nici autoritatea executivă, nici deliberativă. Nu știți, domnul Banța, nu știți, acolo i-a arătat domnul Eftimie, are CJ-ul și ca să știți noastră, aici are Primăria Târgu Jiu. Unde? N-am știut nicio. Unde? Pe Narciselor. Păi nu vorbim, domnule, de Narciselor. Ba da. Nu, am înțeles. Am vorbit de varianta ocolitoare. Varianta ocolitoare de lângă baraj, CJ-ul a avut Consiliul Județean, ca știți noastră, unde sunt consilier, au decopertat anul trecut a proasta, ca să vorbim, să treagă oamenii de care vorbim. Pe lângă Dix. Domnule, exact din curbă, interstiție, pe lângă Dix, spre Vădeni.
au decopertat și au plombat de nebun. Domnul Banța, iertați-mă. Nu este acuzația o coletare pe partea de apus. Nu este adevărat. Domnul Banța, sunteți într-o eroare. Drumul peste baraj. Drumul peste baraj este sub autoritatea Consiliului Județean. Eugenie, ca să te aduc la zi, lăsați-mă să explic și eu că am avut cazul, am firmat, l-am și dat. Deci atunci ce s-a întâmplat? Centura aia n-avea nimic, bă, nimic, mergeam și eu aproape zilnic pe ea. M-am trezit cu ea că bagă, rașchetează, pune la asfalt. Din coace-i praf. Bă, dacă vrei să faci ceva și vrei să furi niște bani, poftim. Cine a făcut toate treaba? Toate și pe unde ai face-o. Cine? Păi, nu știu, cred că au făcut-o... IDP-ul. Era să zic acum ăștia legume fructe. Domnul Banță trebuie să ne spună cu cine a făcut-o. Eu știu că IDP-ul ăla trebuie să stea în viață. Mă, dar măcar pune să facă ceva util pe IDP-ul ăla. Varianta operatoare aparține statului român, nu Consiliului Județean. Consiliul Județean nu are drept să intervină pe drumuri la care nu este proprietar județul Gorj. Nu are dreptul. Numai drumurile naționale. Ministerul. Ziceți, domnule Bogdan Constantin, de ce Gorj eu, e pe ultimele locuri? Vin cu o soluție și după aceea mă întreb de ce, să zicem, înainte, pe o perioadă aproximativ mai mică ca acum, deci până în 90, reușeau să se facă atâtea lucruri și totuși acum nu găsim o soluție ca noi ca țară să ne dezvoltăm, fie industrial, fie agricol și așa mai departe. Acum, eu am studiat problema. Și, de exemplu, acum, consider că Firescu nu mai există. Exemplu. Ziceți concret de Gorj cu astea cu... Da, păi ajung imediat, da. Ziceți pe Gorj, de ce suntem așa înapoiați aici cu păi, dacă acest... investițiile, cu toate... Deci, dacă, acest... dacă eu, de exemplu, ca ce înseamnă din punct de vedere al Uniunii Europene, managerul? Păi, un manager înseamnă un ultra-profesionist măcar pe domeniul lui și mai ales dacă se pliază pe tehnologia, pe ceea ce există acum. Ori, de exemplu, dacă eu mă duc la un concurs, da, și sunt cel mai deștept din țară și mi se pun o grămadă de condiții în așa fel încât, surprinzător, ia cel mai slab, păi ce performanțe pot să am eu cu un manager care, de fapt, culmea, chiar din momentul concursului, el este cel mai slab. Lucru care se întâmplă acum, după cum știți, peste tot. Păi, de exemplu, dacă te duci în străinătate, profesionalismul este proxim, adică cu el poți să reușești. Nu prin aranjamente. Te duci să dai un concurs și trebuie să ai pilă. Te duci să dai concurs și ai probă orală. De ce? Ca să se poată... Păi, dar de ce să fie așa? Păi, trebuie să fie profesionalismul. Te duci, dai test, ieși pe primul loc, ăla de pe primul loc, ia... Și la fel, cred că această... Trebuie schimbate procedurile. Da, deci cred că această, cum spuneți dumneavoastră, această procedură care se leagă de Uniunea Europeană cu echitabilitate, păi ce echitabilitate să am eu dacă eu nu pot să particip la un concurs pentru că îmi pune condiții... Condiții ca apare, ziceți dumneavoastră. Da, de profesionalism. Și cred că și o altă problemă și după aceea este faptul că omul sfințește locul. Adică dacă pui oameni foarte capabili și inteligenți, poți... La cine vorbești? La IPS? Dau un exemplu concret. Mitropolitul Oltenii? Nu. Dau un caz concret. Chiar liceul care îl reprezint, Colegiul Tehnic Ion Mincu, unde... Nu lucrați că nu-l reprezentați. În seara asta reprezentați. Da, așa. PSR. Unde acolo noi... instituția politică. Noi... prin autogospodărire, adică interne, câteva miliarde din resurse interne am făcut investiții, ceea ce nici universitatea nu are. Știți că avem școli sanitare, de farmacie și așa mai departe. Adică consider că chiar dacă este politizat sau că până la urmă la asta ajungem, dar să se facă o ierarhizare în așa fel încât cei mai performanți să ajungă exact acolo unde trebuie. Adică să punem... Politizarea cu performanță. Păi, în interior. De exemplu, dacă eu sunt, să zicem, în PNL, știu că cel mai bun pe o direcție e cineva, pe o altă direcție, ca și domeniu. Și acele persoane să ajungă în structurile de coordonare. Exact. Că dacă dă concurs și primul nu mai contează că e...
penelist, PSD. Păi da, așa ar fi firesc. Și atunci de ce ziceți că e obligatoriu și politic? Acum eu am spus ca și organizare internă politică. Adică, de exemplu, în interiorul unui... Mor de drag când aud chestiile astea cu organizarea școală politică, cu... că nu e pe vremea cu cadrul de partid, cu... Domnul probabil e mai nou în... Domnul, vă salvez și aici. Să știți că nu, prea avem că în momentul de față o doctrină politică la Gorj bine delimitată, nu. La noi avem o doctrină politică la Gorj care se numește, nu știu, dolar, ca pe la nivel național de altfel, euro și altă monedă. Nu, vă prea agitați, domnul că Ivan, în vedere ești, suntem domnul, bine. Că... Așa, exact. Asta înseamnă istorie. Peșcheș. Vreau să vă spun altceva. Vreau să v-am auzit pe noastră, mi-a spus de domnul Bobaru. De ce nu-i trageți, domnule? De ce nu-i trageți sprijinul domnul Bobaru de la Sadu? Cum a făcut-o cu Paraschiv? Că pe Paraschiv imediat, când a spus doar că sunteți urâți, direct, a doua zi a fost burat. Am răspuns de la directorul Direcției de Drumuri Județene din cadrul Consiliului Județean vis-a-vis de minciuna pe care ați încercat dumneavoastră și dumneavoastră să o spuneți. Spuneți că n-ați asfaltat. Variantele ocolitoare ale orașului sunt în administrarea drumurilor naționale. Consiliul Județean Gorj reabilitează și întreține doar drumul județene. Fai de mascat, gata! Păi ați încercat să-mi spuneți minciuni? Vă întrebam, restați domnule! Cu minciuna și cu impostura nu ține niciodată. Cesura Jiului, așa cum este cunoscută, vă rog frumos, se numește și Strada Barajelor. Strada Barajelor este denumită dată de Consiliul. Cesura de la Regiune se numește Strada Narciselor. Centura de la Arcego este a primăriei Târgu Jiu, să înțelegeți, nu mai bate scâmbii cu cine vorbireți acolo, habar nu, am vă spun eu, ea primăria și a spartă cum ea, ea primărie, dar ce e aia? Nu e centură, e strada oamenilor care pleacă de la Arcego, și a de lângă barajelor. Dar se referă la cea care e în construcție. Sunteți pe lângă probleme, vorbim mai prostii. Bine, noi stradă, cum vrei dumneata. Drumul național 67. Dar vă rog să aduceți oamenii în competență aici, că nu se poate discuta. Vă pun o întrebare acum și ne răspunde sincer. Președintele dumneavoastră de partid în momentul de față. Cu dumneavoastră nu mi-am spus. Domnule, încă o dată. Legătura dumneavoastră cu PSD-ul. Dacă nu sunt și nu există la nivel de Gorj, cum vă explicați, domnule, că există un dosar în familia dumnealui și trenează de atâția ani de zile, sunt documente mușamalizate de PSD-iști aici în Gorj, fiți foarte atent la ce vă spun și mi-asum, și de-abia acum câteva zile au început să... Se scurgă ușor, 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 ușor la vale. Nu, domnule, despre Parlamentul European să ne reprezinte oameni interzii de dumneavoastră, spuneați asta. Nu, eu consider că domnul Ivan nu mai participă. Cu mine în emisiune, cu dumneavoastră. Domnul Măruță, vă răspund noastră. Deci, noi la Gorj stăm sub bocan cu roșu, nu? Sub acel partid, cum îi spunem toți, care ne-a strivit. Și da, așa este, foarte adevărat. Nu puteau să o facă niciodată fără aportul acestor oameni integri, cu ghilimele de care vorbim. Și încă o dată o repet, președintele lor de partid, în momentul de față, susținut de PSD, a reușit să-și treneze un dosar care vizează familia dumnealui. Regulile media spun că trebuie să fie de față, să dea replică persoana. Pe mine nu mă interesează ce spune domnul Ivan. Și atunci așteptăm să am eu, domnule, de la ei, spuneți-mi și mie. Eu ca și cetățean normal din acest oraș, din acest județ, ca om care probabil sunt suferind. Minerul de care vorbeam stea de scurs prin carieră. Și nu se simte reprezentat de nimeni. Domnule, încă o dată vă întreb. Și lăsând deoparte campanie electorală și tot. Păi domnul Bălceanu a făcut la ușa carierei în urmă cu 5 zile acum și a luat 3.000 de miliarde din CEO sub guvernările PSD-ului. Cum venim noi să ne dăm aici, domnule, în campanie, că ne certăm unii cu alții? Cum facem asta? Spuneți-mi și mie. Păi nu, pe tocmai de-aia eu m-am înscris în campania asta exact de asta. Să nu văd minciună, tatăl, le dau piele în cap. Vino și vorbește orice, dar asumă-ți totodată. Asumați-vă că ați fost mână în mână cu ei, iar noi, acest județ, uitat de timp, fără străzi, fără infrastructură, fără locuri de muncă, este rezultatul vostru al tuturor. Deci nu se poate face un dialog civilizat. Vă rog frumos să... Acum vorbiți dumneavoastră, uite, nu țin o fără pe 3 minute, vă lasă. Vă rog să vă faceți dată. Vă rog din sumă, lăsați-vă domnul Mați. Nu mai zic 3 minute nimic, spune domnul Mați. Păi se încheie emisiunea, s-a terminat timpul pentru Prodem. Drumul național. Drumul național 67, care face legătura între Severin și Vâlcea, trece prin mijlocul orașului, pe la Piața Mare. Este sub autoritatea drumurilor naționale. Corect. Drumul european 79, care face legătura între Petroșan și Rovinaș, trece prin mijlocul orașului, se continuă pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, postul 1 Mai.
Este strada barajelor și strada narciselor. Sunt sub autoritatea Consiliului Județean ca să încheiem acest subiect. Apropo de Europa și de această dezbatere asta este Europa. Ce facem noi aici, de fapt, suntem un eșantion reprezentativ al tuturor românilor care vor să ne reprezinte în Europa. Nu există omul curat. Omul curat nu se agită și nu se inflamează atunci când opinia celuilalt este altfel decât ceea ce dumnealui încearcă să inducă, să convingă sau să implementeze ca și politica cea mai curată. Asta este Europa. Ăștia sunt oamenii care ne duc. Avem nevoie însă de oameni determinați, oameni care să își asume, oameni necompromiși. Iar oamenii necompromiși se găsesc, o spun încă o dată. De unde luați? În toate partidele sunt oameni necompromiși și sunt oameni determinați. Stop. Numai că... Domnule, cum reușesc oamenii integri din partide să facă pasul în față și neghina asta, uzura, să facă... Aici e problemă și atunci e de dumneavoastră. Asta trebuie să spuneți oamenilor, domnule. Pentru că n-am... Asta trebuie să spune și domnul Banță, dacă este din cei integri. Încheie domnul Banță. Punct de vedere și... Deci închei eu, să iese oamenii la vot să nu voteze PSD-ul că ne-a ucis definitiv și nici PNL-ul că a fost fraților. Domnule Banță. Și nici partidele aliate lor. Și o frază la sfârșit. Ca să fie treabă, să voteze partidele mici. Eu cred că trebuie făcut ceva în așa fel încât copiii și tineretul să simtă că pot să aibă un viitor sigur. Să plecem mai repede din țară. Da. Adică, exact cum spuneți dumneavoastră, să nu mai fie acest... Aveți vreo soluție de pulverizare a clasei politice, domnule? Domnul Ivan, opriți-vă, domnule. Asta este, domnule, singura. O singură soluție avem. Pulverizarea actuale clase politice. Punct. Asta e soluție fascistă. Păi nu. Metaforii vorbind. Hai că putem să pulverizăm și altfel, nu știu. Domnul Banță, la final. Partidul Național Liberal este un partid echilibrat cu persoane competente, cu persoane care au experiență profesională, cu oameni integri. Este singurul partid din România care a implementat un cod de integritate, acel fără penal în funcții publice. Chiar la vârful partidului, persoanele care au fost doar suspectate de fapte penale au făcut pasul înapoi, au fost declarate de instanțele judecătorești nevinovate, au revenit în politică. De asemenea, nicio persoană cu dorința de a candida într-o funcție publică sau de a fi numit într-o funcție publică din partea Partidului Național Liberal nu a putut să facă acest lucru până când nu s-a respectat codul de integritate. În ceea ce privește programul electoral al Partidului Național Liberal, se referă în mod explicit și în mod deosebit și pune accentul pe valorile europene, pe integritatea, pe integrarea în Uniunea Europeană, pe eliminarea MCV, așa cum președintele Klaus Werner Iohannis și întreaga Comisie Europeană și întreaga conducere Europei care astăzi s-au întâlnit la summitul PPE la Sibiu, au declarat că în campanie sau în necampanie au declarat și au făcut o declarație scrisă prin care România va fi absolvită cu condiția respectării statului de drept de acele condiții din MCV, intrarea în Schengen, urmează convergența monetară, urmează un buget pentru Uniunea Europeană care va fi pus în aplicare în exercițiu financiar ulterior și din care să dispară autoritățile de management politice, respectiv pixul ministrului care decide cum împarte fondurile în stânga sau în dreapta. Fondurile europene trebuie împărțite pe regiuni, pe microregiuni, așa cum deja primarii liberali au avut și au inițiativă și aici vreau să fac o simplă și ultimă speculație și o ultimă revelație asupra faptului că noi la Consiliul Județean, împreună cu multe primării, multe consilii locale, am demarat un proiect de hotărâre de Consiliul Județean, de Consiliul Local, amplu la nivelul județului Goș, prin constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, pe care noi vrem să o numim Jiu de Sus, formată din județul Gorj, orașul Târgu Jiu și încă 11 comune arondate, care să fie axate exclusiv pe infrastructură. Faptul că investitorii nu vin în Gorj, nu vin în Târgu Jiu, este lipsa infrastructurii, care determină cel mai mare cost în costul de producție al oricărui producător. Vă mulțumesc. Dacă are aceea structură și aceea strategie ca și ADIA, cea care administrează Aparegio, am încurcat-o definitiv. Este o poveste care o aud de un an și ceva, dar nu văd o întâlnire
să cheme toți primarii din jurul Târgu Jiului, cum au stabilit la început, și le-am spus că e o idee sănătoasă. De atunci, de când au scos-o în public, să o vândă, să-și facă freza în fața oamenilor cu ea, și atât, a murit. Și acum auzim iar, o să mai auzim știi când, la prezidențiale încă o dată, și o să mai auziți oameni buni la anul la locale. Vă spun eu, de mișcat, nimic. Da, trebuie să încheiem emisiunea, ajunge și la jumătatea campaniei electorale. Ne revedem luni aici la Tele3, numai bine. Este mândria gospodarului să-și cinstească oaspeții cu licoarea făcută din roadele livezilor. Că-i horincă, țuică sau răchie, gazda te întâmpina și-ți dă binețe la un păhărel cu tărie. Aceste băuturi nu trebuie taxate. Măsura se aplică exclusiv cantităților destinate consumului casnic. Aceeași atitudine fiscală trebuie avută și pentru licoarea lui Bacchus, căi zaiber oltenesc, fetească din Dobrogea sau dulcele muscat otonel al gospodarului moldovean. Toate aceste vinuri, făcute în familie, nu trebuie taxate. În viitorul Parlament European, ALDE va susține scutirea de accize pentru aceste băuturi destinate consumului casnic. Este vorba de tradiții, de istoria locului.